Salutare tuturor, eu mă numesc Vasile, iar astăzi revin cu episodul numărul 10 din Construcția Casei, episod în care veți vedea cum am ajuns la această etapă de turnare a betonului plăcii peste parter. O să vedeți toate etapele pe care le-am parcurs pentru a ajunge în acest moment, de la folie până la cofrajul scării și nu numai. După cum bine știți din episodul numărul 9, cofrajul plăcii peste parter este făcut, cât și grinzile pentru centurile casei. În cele ce urmează veți vedea cum am montat distanțieri sub grinzile de fier, distanțieri de 3 cm pentru a avea acoperire de beton sub armătura centurilor. După etapa de montare a distanțierilor sub grinzile de fier ale centurilor, vom sufla cu un compresor toată suprafața cofrajului, cât și în centuri, pentru a înlătura praful, rumegușul și nu numai. După ce am curățat și suflat foarte bine cu compresorul suprafața cofrajului cât și centurile, vom trece la următoarea etapă, montajul foliei de PVC, montaj ce l-am efectuat cu un capsator. Este o etapă ușoară de făcut, dar în același timp foarte importantă. În primul rând, protejează cofrajul efectuat, cât și panourile, dacă dumneavoastră cofrați cu panouri. Are și un rol foarte important, ce nu lasă laptele de ciment să pătrundă printre rosturile de la scândură. De exemplu, scândura mea nu a fost perfectă și rosturile erau mari, fără folie riscam să curgă foarte mult beton în timpul turnării și tocmai din acest motiv am decis să utilizez folie, pentru că nu este atât de scumpă și zic eu că se merită. După montajul foliei de PVC, vom trece la următoarea etapă, pregătirea armăturii pentru armarea plăcii. Pentru armarea plăcii am folosit fier beton BST 500 de 10 și de 8. În momentul acesta vom pune fierul cap la cap și îl vom pregăti pentru a-l debita în funcție de necesități. După debitarea fierului, tot fierul va fi procesat cu ajutorul acestei mașini de îndoit fierul, pe care am achiziționat-o de pe OLX. Prețul ei a fost 300 de lei cu tot cu transport. Această mașină de îndoit fierul am folosit-o la toată construcția casei, de la etrierii fundației, elevației, câmpilor, centurilor. O folosesc astăzi și la realizarea căprițelor, ciocurilor, armăturilor, la scară și nu numai. Este o mașină de îndoit fierul utilă și ușor de folosit. După cum puteți observa, am fixat-o de un stâlp al casei pentru a-mi ușura foarte mult munca. După realizarea ciocurilor am început să introducem primul rând de fier, fierul de 8,
cu ciocuri la ambele capete, fierul l-am petrecut prin centuri, el fiind dispus din 15 în 15 centimetri. Aici puteți observa prima plasă de fier, fierul de 8. După cum am spus anterior, fierul este dispus din 15 în 15 cm, petrecut pe sub centuri și cu ciocuri la ambele capete. Tot fierul plăcii peste parter a fost legat cu un aparat de legat fierul profesional, ce ne-a facilitat foarte mult procesul de legare, l-a făcut mult mai rapid și mai eficient. Pe balcon fierul a fost dispus din 10 în 10 cm. După ce am legat plasa numărul 1, adică fierul de 8, cu ajutorul acelui aparat pe care tocmai l-ați văzut, vom trece la o altă etapă foarte importantă. Nu este obligatorie, dar zic eu că este necesară, vă scapă de cheltuieli ulterioare. Am introdus partea electrică peste prima plasă, am introdus liniile principale de curent pentru fiecare încăpere în parte. Am folosit copex cu sârmă de 25 de milimetri. Această etapă de introducere a sistemului electric pe sub placă salvează foarte mulți bani, nemai fiind nevoie să turnăm acea șapă de egalizare peste sistemul electric. După finalizarea sistemului electric de sub placă, am introdus fierul pentru a realiza plasa numărul 2 de fier, fierul de 10 BST500, la fel dispus din 15 în 15 cm, pe balcon fiind dispus din 10 în 10 cm. Pentru centuri am folosit fier de 12 și fier de 8, am folosit 4 bare de fier de 12 pentru centuri și etrieri din fier de 8 dispuși din 20 în 20 de centimetri. După finalizarea celor două plase de fier de 8 și de 10 pentru placă, vom trece la etapa următoare, vom lega fierul pentru scară, la fel voi face două plase de fier beton de 8 și de 10,
Fierul fiind dispus din 15 în 15 cm. Fierul face legătură directă cu fierul plăcii, nu este junctat absolut deloc. Barele sunt continue de la un perete până la scară. Fierbetonul utilizat la scară, la partea de urcare, adică la placa peste elevație, vom încastra fierul în această placă, am dat găuri, vom sufla foarte bine acele găuri pentru a elimina tot praful și fierul va fi încastrat cu ancoră chimică pentru a face o legătură mult mai bună. Veți face acest lucru doar dacă nu ați lăsat fier beton afară din placă pentru a face o legătură mult mai bună cu placa elevației. După ce am terminat de legat cele două plase de fier ale scării, fier de 8 și de 10, vom trece la o altă etapă foarte importantă, nivelul de turnare al plăcii. Nivelul de turnare l-am dat cu un laser profesional și am folosit cuie de 18 cm pentru a stabili nivelul de turnare a plăcii. Acoperirea fierului plăcii este de 2,5-3 cm, zic eu suficient, și o grosime medie a plăcii este de 13-14 cm.
După ce am stabilit nivelul de turnare al plăcii pentru a ști exact cantitatea de beton necesară, vom trece la următoarea etapă, cofrajul exterior, cât și cel interior al scării. Și nu în ultimul rând, am început pregătirea cofrajului scării, adică mai exact pregătirea treptelor scării. Aici suntem în data de 28.10.2022, totul a început pe 24.10.2022, mai exact începutul legării armăturii pentru placa peste parter. A durat 4 zile până astăzi, cu 4 persoane și acel pistol ce mi-a ușurat foarte mult procesul de lucru. O zi am stat cu toții acasă pentru că a fost sărbătoare și în total sunt 4 zile de lucru. În momentul de față totul este pregătit pentru turnare, atât scara cât și întreaga placă. Pentru o siguranță în plus am suplimentat fier betonul de pe balcoane, am introdus fier de 14 pentru o rezistență mult mai mare în timp. După cum puteți observa, și scara este gata, treptele sunt de 25 de centimetri cu o lățime de 1 metru, o scară suficientă. Am introdus și toată partea electrică pe sub placă. Să înceapă turnarea. Am început turnarea, este 8 dimineața, suntem în 29.10.2022. În prima fază am început cu turnarea scării pentru că betonul a fost mai tare și ne-a ajutat mai mult la turnarea scării. Apoi am introdus puțină apă și am turnat betonul în placă. În prima fază am turnat betonul în centuri și apoi pe suprafața plăcii. Betonul utilizat la placă este C1620 sau, cum îl știți dumneavoastră, B250, și cantitatea necesară pentru placă, centuri și scară este de 24 metri cubi. În cele ce urmează, în timp ce urmăriți procesul de turnare a plăcii, voi introduce și prețul pentru fiecare lucru în parte pe care l-am folosit pentru această placă, de la distanțieri, folie, popi metalici închiriați, fier beton și multe altele.
Am terminat de turnat și placa peste parter. În momentul de față finisăm placa pentru a-i da un aspect cât mai plăcut. Acesta a fost și episodul numărul 10 din construcția casei, episod în care ați putut observa toate etapele din construcția plăcii peste parter. Nu pot spune că este totul la superlativ, că a fost totul perfect, însă pot spune cu siguranță că totul a fost făcut cu simț de răspundere. Pe parcursul videoclipului puteți observa toate etapele pe care eu le-am efectuat, dar nu în ultimul rând și prețurile pentru fiecare element în parte, de la distanțieri până la fier beton, beton și nu numai. Așa arată acum placa la mai bine de 6 ore de la turnare. Betonul a intrat în reacție, se poate călca pe el, nu este încă foarte uscat, dar am vrut să vă arăt cum arată el la câteva ore de la turnare. Acum suntem la peste 20 de ore de la turnare, betonul s-a uscat, se poate călca pe el fără probleme și vreau să vă arăt în câteva imagini cum arată după turnare. Acum voi încheia acest videoclip, episodul numărul 10 din construcția casei, episod în care ați putut observa toate etapele de construcție a plăcii peste parter. Dacă vă place ceea ce fac eu, nu uitați să dați un like și să distribuiți prietenilor voștri, iar până data viitoare, dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce postez eu, abonați-vă la canalul meu. Vă mulțumesc și vă urez o zi plăcută!